ziua! Puteți să spuneți, vă rog, dacă aveți cartea de Lucinda Riley, Trandafirul Nopții? Din păcate, Trandafirul Nopții nu-l aveam. Că sunt achiziții noi, dar noi nu prea avem parte de achiziții noi, mai ales în ultimul timp. Să sperăm că în curând ne le aduc. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori cartea Băbii de pe Volgă de Guzior Iahina. O aveți? Ce coincidență, nici asta nu avem. Iarăși este carte de nouă, ieșită nu de mult și iarăși noi cu achizițiile. Noi nu prea stăm bine, copii. Dați să-l vă propunem totuși ca să nu vă duceți cu nimic. Alegeți de la rafturile noastre din care avem din colecție. Haideți veniți să vedem totuși poate din cărțile pe care date. Uitați-vă, spre exemplu, avem Paulo Coelho, Charlotte Bronte, Jane Eyre. Este destul de interesant roman. Deja am citit-o. Da. Să vedem ceva poate care nu ați citit. Așa. Iana, asta să vedem. Am citit-o și poate. Și asta ați citit-o. Nu știu cum să zic. Suntem în așteptare, dar când o să fie cărți care nu le-ați citit. Da Vinci, Podul? Da, tot am citit. Tot ați citit. Vai, ce bravo sunteți voi! Ce să facem? Ne pare rău, copii. Bine, mulțumim. Că nu avem cu ce să vă propunem alte cărți. O zi bună! La revedere! Conform statisticii Republica Moldova, numărul cititorilor a scăzut considerabil. Una dintre principalele cauze este învechirea fondului de carte. Principalul obiectiv al proiectului nostru este de a renoi biblioteca noastră cu cărți noi. Haideți să schimbăm împreună comunitatea noastră prin intermediul cărților.